Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vă salutăm din Deșteptarea. Bună dimineața! Bună dimineața! Mergem și noi la gropăciune? Poate prindem dacă... colivă de aia regală? Eu la o colivă m-aș băga, dar acum nu-mi dau seama... Păi știi, am luat prin surprindere, ei nu se bagă la chestii de-astea, nu sunt. Eu nu râdem, tata. Nu, tata, suntem și toate de-astea sobri. Da. Mamă, regina la 25 de ani, cea mai lungă domnie din istoria regatului. Da. 70 de ani și 6 luni, este ceva formidabil. Adică a trăit o istorie întreagă. S-a întâlnit cu 13 președinți americani, cu unul singur în timpul vieții ei. Nu s-a întâlnit Lyndon Johnson. Nu știu exact de ce nu s-a întâlnit. Nu avea niciun talent ăla. Da. Nu știe nimeni pe Lyndon Johnson. Nu să-l știe nici. Donald Trump s-a băgat în fața ei. A fost, deci s-a întâlnit cu toți președinții americani și Donald Trump s-a băgat în fața ei. A mers înaintea ei așa. Săraca regina încerca să-l ocolească. Deci de asta domitocănie absolut îngrozitoare. S-a întâlnit cu 6 papi. Bă, nimic nu i-a stat în cale, practic. Da. A numit 15 prim-ministri britanici. 15, bun, de 70 de ani. Acum, ăsta e unul din motivele pentru care noi nu ne permitem monarhie. Păi la noi 15 prim-ministri se consumă în 5 ani. Mă drag de schimbare. Nu poți să deranjezi pe majestatea sa la câte 6 luni odată? Hai să mai facă. Ai văzut și domnul Iohannis pare destul de enervat când tot îl deranjează la Cotroceni, din când în când mai sună la ușă. Om președinte, mai avem un ministru să depună jurământ. S-a schimbat prim-ministru, nu știu ce. Aoleu, hai, băgați-i nu. Mă rog, în fine, asta e viața. Dar nenumărați lideri, mai mici sau mai mari, s-a întâlnit și cu Nicolae Ceaușescu și Elena. Uh-huh. Sunt niște povești acolo, că înțeleg că au lipit scrumierele cu lipit. Le-au lipit de mobile prin Palatul Buckingham să nu plece. Răutăți, răutăți. O regină simpatică, neîndoielnic și pusă pe șotii. Este o relatare absolut fabuloasă, care o descrie într-un mod senzațional. Adică cu ocazia jubileului de platină, în primăvară a fost, 70 de ani de domnie, s-au organizat manifestări, a fost o sărbătoare. Deci cu ocazia jubileului de platină, în primăvară, într-una din numeroasele transmisiuni TV de atunci, a fost intervievat un fost ofițer de securitate, un sepepist britanic, un tip Richard Griffin, și el destul de în vârstă acum, și a povestit întâlnirea reginei, care ieșise la plimbare undeva, cred că la unul din castelele ei prin pădure pe acolo, ieșise la plimbare într-o zonă de picnic, cum ar veni, o zonă publică, și s-a întâlnit cu un cuplu de turiști americani, care habar n-aveau cine era. Și momentul este absolut savuros, avem înregistrarea și aș vrea să o difuzăm. Dacă domnul Safiu n-a pregătit-o. Vezi că are, spune cum se cheamă. Sub imperiul emoțiilor. Dorian. Nu Dorian. Dorian îl dăm mai târziu pe Dorian. Avem o înregistrare. Suntem luați prin surprindere. Îți dai seama, asta e o altă chestie, știi? Citeam ieri cum s-a pregătit BBC-ul pentru acest moment despre care se știa, evident, că va veni la un moment dat. Este o operațiune stabilită în detaliu. Se cheamă operațiunea London Bridge Has Fallen. A căzut podul Londrei. Și cum fiecare pas este scris dinainte și toți prezentatorii au deja hainele cuvenite în garderobă pentru acest moment și cum înainte de anunțul oficial site-ul și grafica posturilor BBC de televiziune, câte sunt ele și pe online, se virează negru. Și ieri, înainte de anunțul oficial, cu vreo 20-30 de minute, într-adevăr, site-ul BBC a trecut pe negru. Și ăla a fost momentul în care am știut că, da, va fi anunțată moartea reginei. Adică deci, crezi că aveau informații suplimentare sau au forțat-o la modul... Nu, n-aveau informații, nu e pe surse, Luca. Nu, a este oficial, dar... Crezi că a fost cu 20 de minute înainte? Da, este un moment foarte important... Care se pregătește Marea Britanie, puțin. Care se pregătește în detaliu și toți pașii sunt anunțați. Hai că nu vine cineva în fugă de la palat cu hârtia și zice, da, dați-o pe post acum. Asta e. Dar noi, uite că... Eu eram prea bine pregătit, erau foarte multe materiale pregătite. Deci la BBC-ul nostru avem înregistrarea bodyguard-ul reginei povestind întâlnirea cu un cuplu de americani care n-a recunoscut-o. Fiți atenți. De obicei, prin locurile acelea nu întâlneai pe nimeni, zicea Richard, dar acum doi turiști au apărut pe cărare îndreptându-se spre noi. Și regina se oprea întotdeauna în astfel de situații să salute oamenii. Acum era vorba de doi turiști
activiști americani. A fost clar din primul moment că ei n-au recunoscut-o pe regină, ceea ce, desigur, n-a fost nicio problemă. Americanii au intrat în vorbă și au început să-i spună de unde vin, pe unde mai merg, pe unde au mai fost, iar eu mi-am dat seama ce urmează și, într-adevăr, la un moment dat au întrebat-o: dar, matale, unde locuiești? Și majestatea sa a răspuns: păi eu locuiesc în Londra, dar am o casă de vacanță chiar după dealul ăsta. Și cât de des vii pe aici? Au întrebat americanii. Păi tot vin de când eram mică, deci să tot fie vreo 80 de ani de acum, a răspuns ea. Și aproape puteai vedea cum li se învăr rotițele. Apoi au spus: păi dacă vii pe aici mereu, de vreo 80 de ani încoace, trebuie că ai întâlnit-o pe regină. Iar ea într-o clipită s-a întors spre mine zicând: eu nu, dar amicul meu Dick se întâlnește cu ea mereu. Așa că tipul a zis: deci ai întâlnit-o pe regină, cum e? Și pentru că eu o cunoșteam de mult timp și știam că ține la glume, am răspuns: o, poate fi foarte nesuferită uneori, dar are un simț al umorului extraordinar. Și în momentul acela, înainte să pot reacționa, americanul vine lângă mine, mă ia de umeri, scoate camera foto, i-o întinde reginei și spune: poți să ne faci o poză? Și mă rog, zice Richard, apoi am schimbat locurile și au făcut poze și cu regina, iar noi n-am zis nimic. După care ne-am luat la revedere, iar majestatea sa mi-a spus: ah, mi-aș dori să fiu o muscă pe perete când o să arate pozele prietenilor în America și cine știe, poate cineva le și spune cine sunt de poate fapt. Da. Da, adică o poveste de genul ăsta spusă la probabil mulți ani după întâmplare o umanizează și o descrie ca pe un om care, sigur, și-a respectat funcția foarte mult și și-a înțeles bine rolul istoric, de altfel, dar uite că avea umor și știa să reacționeze. Altfel, acum ce ars al treilea, nu? Crezi că rămâne? Rămâne așa? Rămâne așa, da. Sau? Cea mai în vârstă persoană care devine rege Marea Britanie. A avut și ghinion. Da, așa, băi. Cumva. Asta nu trebuia să o spui. Da, 73 de ani, a așteptat ceva să urce pe tron și avea posibilitatea să-și aleagă alt nume. Că este întrebat, știi, când devine rege sau regină, când devine regină, sub ce nume vrei să domnești? Uh-huh. Și spune, el și-a rămas la Charles, Carol, cum ar veni, al treilea, de data asta, nu știu ce să zic aici, adică sunt primul rege Charles, a sfârșit cu capul tăiat, Charles I, la 1649, deci nu sună prea bine, Charles al doilea a murit la numai 54 de ani, a făcut o apoplexie. Da, mă rog, poate a treia oară cu noroc. Ăsta al nostru e liniștit că... Al nostru zic că... Da, al nostru. Păi, dar avem un rege britanic, domnule, care... Da. Avem un rege britanic care are proprietăți. Are proprietate, măcar. Poate are mai multe, nu știu. Noi știm de casa de la Viscri. Și place de noi. Și el, dacă a stat pe acolo, pe la Viscri și a mâncat bio și astea și e liniștit, eu cred că... O să văd, el oare plătește impozit la, până la 1 martie să beneficieze de reducere cu 10%? Că are ghișeu.ro? Da. Are ghișeu. Zice parola. Ce user o fi avut? Al treilea. Regele Charles. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.